Stai cu cel zice Părinte Paru, stai cu cel zice părinții împreună slujitori și astăzi participați la acest frumos eveniment. Stai cu cel zice Părinte Iacu, ai Țăbucă și Părinte Sara. Îi spun așa pentru că de fiecare dată o regăsesc aici, în acest efort cosmicesc înainte de sărbători și nu numai de sărbătorile nașterii Domnului Iisus Hristos, dar și împreună cu dumneavoastră, frați creștini, în această comuniune a rugăciunii. De altfel, colindele noastre tradiționale, cântate atât de frumos de corul Tronos, cu foarte multe accente de virtuozitate, de dicție specială, ne pun în suflet întreaga teologie a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos legată de jertfă și de învierea Mântuitorului nostru. Colindele sunt și pentru cei care se bucură și pentru cei care nu au atâtea bucurii sau sunt mai triști decât noi sau cărora lacrimile nu s-au uscat pe obrazurile lor. De aceea, Mântuitorul a venit, s-a îngropat pentru noi toți, pentru mântuirea noastră, iar bucuria colindelor aduce în fiecare an o prospețime în viața noastră duhovnicească. De aceea, nu pot decât să vă felicit, dragi ucenici, Părinte Paroh, împreună cu părinții conslujitori, și să felicit corul Tronos, care de fiecare dată, în pofida celebrității pe care a căpătat-o prin muncă, an de an, generație de generație, pot să spun că prin acest corp au crescut teologi, au crescut preoți, diaconi, slujitori ai Bisericii noastre strămoșești și de fiecare dată se apleacă cu sensibilitate la problemele aproape lui. Și vă mărturisesc că acesta nu este primul concert caritabil pe care corul Tronos l-a oferit celor care vor să fie împreună în a ajuta pe cineva, de data aceasta fiind micuța de 5 ani, Alexandra Barcan, căreia și noi nu numai că ne rugăm pentru ea, nu numai că îi dorim sănătate, dar și cu obolul nostru, cu donația, cu bănuțul nostru, să contribuim puțin câte puțin pentru împlinirea visului ei, acela de a auzi, de a fi la fel ca ceilalți copii, gândindu-ne că iată este echipa lui Dumnezeu care se îndreaptă spre asemănare prin rugăciune. De aceea aș vrea, în ultimul rând, să vă felicit pe dumneavoastră, frate, știind că ați făcut, ați dat frumusețe și bucurie presărtare duhovnicească sărbătorii de astăzi. Este ca o noapte de vier. Eu așa simt această seară minunată și pun lucrul acesta pentru că învierea de fapt și lumina de care se vorbea în colinde și această ședere la masă cu Dumnezeu despre care se cânta în colinde este de fapt în sufletele noastre, în sufletele fiecăruia dintre noi. Și noi toți mergând la casele noastre, suntem bucuroși să avem și să purtăm și să mărturisim această veste. Ar vrea să mărturisesc că mai am un prilej de bucurie când văd, iată, că unul dintre cei mai harnici gospodari ai comunității noastre, și mă refer la domnul viceprimar Dan Cristian Popescu, este astăzi împreună cu noi. Arătăm prin aceasta. Știe care sunt și suferințele, știe care sunt și doleanțele, care sunt nevoile tuturor celor care îl înconjoară în această comunitate a sectorului 2 în care ne dorim cât mai mult. Tocmai de aceea, iată, astăzi cu toții suntem în glas de rugăciune, în clinchet de clopoțel și în grai de colind, pentru ca astfel mărturisindu-L pe Hristos, să fim puțin mai buni. La mulți ani și sărbători fericite!